Bună seara, bun găsit, doamnelor și domnilor. O ediție specială. Newsline începe chiar acum. Discutăm despre o revoltă a părinților. O transmisiune specială cu părinții care cer respectarea legii a dublării alocațiilor. Sute de părinți se aliază împotriva guvernului. Ce vor reuși să facă? Încercăm și noi să aflăm în această seară. Ministrul Muncii în direct la România TV pentru pensionari. Sunt anunțuri cruciale pentru toți pensionarii și nu numai. Când se plătesc pensiile majorate, anunțul oficial. Întârzie sau nu plata pensiilor în septembrie, aflăm de la Violeta Alexandru, ministrul muncii, invitată specială în această seară în Newsline. Vorbim și despre campionul pe bicicletă lovit intenționat de un șofer exclusiv. Campionul descrie clipele de groază. Poliția a fost chemată de urgență. Ce riscă teribilistul, aflați în câteva momente alături de Violeta Alexandru în această seară alături de ministrul muncii. Așadar, sunt Nils Schnecker, analist, senatorul Partidului Social Democrat, Titus Corlățean, și mulțumesc că este în direct cu noi, și deputatul PNL Tinel Gheorghe. Bună seara, mulțumesc tuturor pentru prezență. Dar, pentru început, aflăm toate veștile pe care le așteaptă în aceste momente pensionarii și nu numai. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, în legătură directă cu noi, și mulțumesc pentru asta. Bună seara, doamna ministru. Bună seara, dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor. Spuneți-ne ce se întâmplă cu pensiile într-o perioadă în care politicienii, opozanți, opoziția dorește, merge în continuare pe această majorare cu 40%, așa cum este legea Partidului Social Democrat. Știm decizia guvernului, 14% această creștere. Mai sunt câteva zile până la 1 septembrie. Ce trebuie să știe pensionarii? Cu privire la termenul pe care îl menționați, pensionarii trebuie să știe că sunt foarte implicată în a urmări ca activitatea să se desfășoare de dimineață până noaptea târziu, oricât este nevoie, pentru cataloanele de pensie să fie tipărite și pensiile să fie livrate la timp pentru Poșta Română, pentru cei care primesc în numerar, respectiv la unitățile bancare, pentru cei care le primesc pe card. Este determinarea mea să nu întârzi cu nimic. Imediat ce rectificarea a fost publicată în Monitorul Oficial, pe un plan pe care îl pusesem la punct anterior cu președintele Casei Naționale de Pensii Publice, în consultare cu colegii din țară, ne-am asumat faptul că ne vom încadra în termenul rămas, astfel încât pensionarii să nu sufere absolut deloc, și credeți-mă că după această intervenție mă duc din nou la Casa de Pensii, simt nevoia să le fiu alături colegilor. Știu ce au de făcut, nu este nevoie să mă vadă pe mine, dar vreau să le transmit semnalul că sunt alături de ei în aceste efort pe care îl fac pentru a fructifica fiecare oră și fiecare zi, astfel încât la 1 septembrie să fim pregătiți cu totul. Pentru că l-am auzit pe primul ministru ieri vorbind de ceva, citez rumori, dacă nu mă înșel, spunând că ar fi un risc de întârziere la plata pensiilor. Da, pentru că se obișnuiește în rândul partidelor de opoziție să se cultive acest sentiment de panică și de îngrijorare în rândul pensionarilor. Nu ar fi prima dată. Eu vă asigur că sunt un om responsabil, sunt foarte bine organizată și că voi face tot ce se poate și pot pentru a nu avea întârzieri în plata pensiilor, chiar dacă timpul rămas este foarte scurt. Dar aceasta este problema mea internă de management. Sunt foarte implicată pentru ca totul să meargă conform planului, astfel încât să avem taloanele de pensii tipărite, banii trimiși la poștă, banii trimiși către unitățile bancare, astfel încât se poată plăti exact în graficul obișnuit, exact așa cum s-au primit și până acum. Dar, bineînțeles, mărite cu creșterea pe care guvernul și-a asumat-o, o creștere bazată pe resursele bugetului în acest moment. România este de-al minteri țara care a făcut această creștere prin comparație cu celelalte țări europene în plină perioadă de contracție economică. A se înțelege acest lucru foarte, foarte bine. Este o asumare pe care am făcut-o, și anume conștienți că nevoile pensionarilor sunt reale, conștienți de faptul că este necesară această creștere. Ne-am asumat această majorare a pensiei, a punctului de pensie, și bineînțeles grija acum este ca lucrurile să fie puse la punct și pensionarii să regăsească această mărire începând cu luna septembrie. Este de-al minter o creștere de peste de 5 ori rata inflației. Reamintesc PSD că ultima creștere pe care au făcut-o a fost mai mică decât cea pe care o face acum guvernul liberal în plină perioadă de contracție economică. Deci pensiile sau taloanele care deja sunt în proces de tipărire sunt majorate, pensiile de pe aceste taloane, cu 14%, cifra agreată până acum. Da, inclusiv pensia minimă socială
chiar, sincer vă spun, am fost, vă spun cinstit, am fost emoționată dimineața când mă uitam pe mașina care scotea talonul nou de pensie și am văzut, am regăsit, pentru că era, se tipăreau cele pentru pensia socială, am văzut noua cifră, da, inclusiv pentru pensionarii care aveau 704 RON, se vede pe talon creșterea pe care Guvernul Liberal a decis-o. Pe talon se vede această creștere, dar în Parlament în continuare sunt controverse. Ce trebuie să înțeleagă oamenii despre politica aceasta din Parlament? Pentru că politicienii opoziției vorbesc de faptul că vor respinge această ordonanță în diferite proceduri în Parlamentul României prin care se modifică legea pensiilor, adică majorarea, ceea ce ar putea duce din nou la, nu știu, multe semne de întrebare, la multe controverse în Parlament în legătură cu majorarea aceasta a pensiilor. Este în firea PSD, ca să spun așa, să prindă iluzii și să creeze oamenilor speranțe care se susțin foarte greu în realitate în buget. Nu ne-ar fi oprit nimic să facem o creștere mare dacă ea se regăsea în posibilitățile bugetare și mai ales dacă se regăsea în posibilitățile bugetare pe anul viitor, pentru că această criză generată de pandemie cu efecte în piața economică se va resimți și în anii următori. Nu este o chestiune care are un efect imediat. Cu toate acestea, am luat această decizie de creștere, repet, pentru că suntem conștienți de nevoile oamenilor. Însă PSD face ce știe. Vinde iluzii, le promite oamenilor bani care nu există în buget, le creează speranțe. Dacă erau determinați să o facă, ar fi putut să o facă într-o perioadă de stabilitate economică, n-au făcut-o și acum tot ce le rămâne este să, din păcate, cinic, să speculeze nevoile pensionarilor, să le creeze iluzia că se poate mai mult, dar că nu vrea PNL, ceea ce nu este adevărat. Fundamentarea pe care a făcut-o ministrul finanțelor, reușind să meargă de la un 10% inițial anunțat la 14%, ceea ce pentru mine a fost, sincer vă spun, un semnal pozitiv al priorităților în cadrul rectificării bugetare. Creșterea pe care am făcut-o este o creștere bazată pe evaluarea situației în acest moment. Nu este o iluzie, nu este un proiect demagogic, este efectiv bazat pe realitatea pe care o poate suporta bugetul la momentul la care s-a luat decizia. La momentul la care s-a luat decizia, dar puteți să le spuneți pensionarilor când vor avea o pensie majorată cu 40%? Există aici un calendar sau nu deocamdată? Să știți că suntem, bineînțeles, în discuții interne, dar evit să fac o proiecție în lipsa unor elemente clare pe care urmează să le discutăm și în lunile următoare, în funcție de cum arată lucrurile în economie. Ministerul Finanțelor ne ține la curent constant. Privim cu foarte mare atenție revenirea în activitate a agenților economici, revenirea în activitate pe care o și susținem financiar cu o serie de măsuri active. Pe măsură ce avem aceste evoluții, în mod evident, discuția va avea noi elemente, dar la acest moment decizia luată se bazează pe posibilitatea pe care bugetul o are la acest moment. Repet, este o creștere cu peste 5 ori rata inflației și practic vă arată faptul că am ținut cont de creșterile din tot ce înseamnă prețuri, din tot ce înseamnă puterea de cumpărare a oamenilor. Am venit cu o soluție care să fie sustenabilă și în anul viitor și în bugetele anilor viitori. Este o creștere cu siguranță care arată că Guvernul Liberal înțelege nevoile pensionarilor. Suntem una dintre țările care am luat aceste decizii în plină perioadă de pandemie, tocmai pentru că suntem conștienți de nevoile oamenilor. Ce va fi în continuare? Sunt domenii din activitate. Chiar am pe birou o serie de solicitări din industria textilă ale unor societăți care, în primul rând, ne mulțumesc pentru sprijinul acordat. Șomaj tehnic 41,5, 2500 sunt măsuri concrete pe care guvernul le-a luat, dar ne solicită în continuare un sprijin pentru a putea rămâne stabilizați în activitatea pe care o desfășoară. Suntem chemați să gestionăm și aceste situații. Toate se susțin din zona bugetară. E adevărat că o parte din fonduri facem eforturi să le recuperăm, dar toate sunt susținute din resurse publice. Criza economică încă n-a fost depășită în
totalitate și, ca urmare, orice discuție în acest moment nu este decât o simplă speculație și, în ceea ce mă privește, prefer să am elemente concrete înainte să avansez orice fel de calendar ulterior de creștere. Da, spuneați de cei din industria textilă. Noi astăzi am vorbit toată ziua și cu artiștii care sunt pur și simplu fără niciun venit. Rămâne de văzut ce veți avea discuții. Nu, avem și pentru dânsii, și eu am terminat mai devreme o videoconferință pe acest subiect cu cei din domeniul cultural. Pentru dânsii suntem în continuare în sprijinul lor cu indemnizație care reprezintă ceea ce pentru salariați înseamnă șomaj tehnic, adică 75% din veniturile dânșilor până la salariul mediu brut pe economie. Sunt măsuri concrete pe care le avem în aplicare în sprijinul dânșilor. Au opțiunea cei care au revenit în activitate să beneficieze de măsura de 41,5%. Nu, guvernul liberal este în acest moment foarte atent la nevoile celor care lucrează în domeniul cultural și vă asigur că avem rezultate concrete în sprijinul acestora. Sigur, trebuie găsită o soluție pe termen mediu și lung pentru revenirea acestui domeniu, dar în această zi în care dumneavoastră mă întrebați, să știți că suntem foarte angajați în sprijinirea domeniului cultural. Domeniul cultural, pensii, toate aceste lucruri, nu știu, sunt stabilite acum, dar vedem că politic se pot răsturna. Ce mesaj aveți, nu știu, din acest punct de vedere și alocațiile? Vedem, poate, nu știu, situația concretă legată de alocații, care a fost o lege promulgată de președinte, apoi o decizie a guvernului a se da aceste alocații în mai mulți pași, spun doar pentru telespectatori, și iată că în guvern toate aceste lucruri se întorc. Ce drum să alegem? Pe cine să credem? Adică ce să creadă oamenii? Vă repet, de la tineri, de la părinți care iată se uită acum la noi, de la artiști și așa mai departe, pentru că guvernul ia o lege și în Parlament se poate răsturna o decizie. Nu vă spun din politeț, o spun cu toată convingerea, pentru că sunt un ministru care comunică foarte mult cu pensionarii, cu cei care lucrează în diferite domenii. Dați-mi voie să le mulțumesc. Dialogul pe care l-am îmi arată că oamenii înțeleg ce se întâmplă. Le mulțumesc și le spun că au de făcut o opțiune între responsabilitate și populism. E foarte ușor de promis. Pe masa mea vin de la parlamentarii PSD nenumărate inițiative, toate pe creștere, de triplare, dublare, ca și când resursele publice ar fi nesfârșite. Eu vă spun doar că modul în care noi ne uităm la tot ce se întâmplă în acest moment este cu responsabilitate, cu o determinare de a veni în sprijinul celor care au în acest moment serioase probleme de a-și mai ține afacerea vicioare, respectiv de a plăti salarii. Închiderea acestor unități economice înseamnă pierderea locurilor de muncă, ceea ce bineînțeles că afectează direct tot ce se întâmplă în economie. Dorința noastră este să sprijinim pe toți cei care în acest moment au nevoie, să respectăm pensionarii care în mod justificat ne solicită o creștere și am făcut-o, repet, mai mare decât a făcut-o PSD, care ne critică în acest moment, deși avea posibilitatea. Vă reamintesc că în septembrie 2019 au mărit cu doar 165 de lei, iar creșterea pe care a propus-o PNL este mai mare, totuși, ca să fim corect până la capăt. Prin urmare, suntem în fața unei opțiuni între populism, iluzii și promisiuni care se fac cu lejeritate când ești odihnit, când stai, când n-ai responsabilitate, când nu ești constrâns, când nu ești în priză să rezolvi probleme. Normal că îți vin idei, vin iluzii și promiți oamenilor. Mai greu este să faci treabă și să ții țara în echilibru, să-ți vezi de treabă, să gestionezi crize, să vii constant în sprijinul tuturor celor care au nevoie. Oamenii văd aceste diferențe, am toată încrederea și alte... Eu nu dau sfaturi, eu am toată încrederea că oamenii înțeleg ceea ce se întâmplă acum și ce se va întâmpla în anii următori și că e cazul să tratăm lucrurile cu foarte mare seriozitate și nu cu populism. Doamna ministru Violeta Alexandru, mulțumesc că ați fost în direct cu noi pentru pensionari și pentru toată lumea, de ce nu, pentru că sunt situații extrem de complicate. Vă mulțumesc că ați fost în direct.
Pentru că, iată, vorbeam de pensii, dar și de alocații și ministrul spune că și în cazul alocațiilor, practic, parlamentarii vând iluzii. Nu se pot dubla alocațiile, deși președintele a promulgat o astfel de lege. Am văzut, la guvern este un plan de a da alocațiile, de a le dubla, dar în mai multe tranșe, măcar aici sunt niște tranșe la pensii, nu este decât această majorare din, de la 1 septembrie. Suntem în direct în acest moment cu doamna Alina Geamănu, președintele Asociației Uniți, ne apărăm drepturile copiilor. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație și pentru ocazia din această seară. Spuneți-ne, vă rog, ce aveți de gând să faceți pentru copiii dumneavoastră, pentru a obține, pentru a primi de la stat banii cuveniți. Noi suntem extrem de hotărâți să mergem până la capăt, oriunde acest capăt ne-ar duce. Nu există cale de întoarcere pentru noi, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi avem o vorbă. Unde este lege, nu este tocmeală. Pentru noi, cum nu poate fi vorba de a plăti ratele la bancă sau impozitele la stat etapizat până în 2021 sau 2022, nu văd de ce noi ar trebui să acceptăm niște scuze și niște declarații care, din punctul meu de vedere personal, nu au nicio bază și niciun fond legal. Există lege în vigoare. Această lege există din ianuarie, care s-a tot amânat din diferite motive, de pandemie, de criză, de acum a ieșit domnul Câțu, l-am văzut astăzi spunând că da, ar fi de fapt bani, dar nu este constituțională legea dublării. După 8 luni a ajuns dânsul la această concluzie. Deci, din punctul meu de vedere, este inadmisibil. Haideți deci să vedem. Pentru noi, sunt alături de noi și reprezentanți. Să mergem până la capăt. Ai clasei politice, pentru că asta ne spunea doamna ministru mai devreme, nu vrea să vândă iluzii, așa cum fac politicienii, adică, cred eu, cei care au modificat legea sau care se luptă în Parlament ca alocațiile să fie dublate, vând iluzii, asta am înțeles de la ministrul Muncii și nu numai de la liberal. Și să vedem atunci, Tinel Gheorghe, Partidul Național Liberal, ce mesaj puteți avea în aceste condiții pentru aceste persoane, iată, mămici, care vor să dea statul în judecată, să fie aplicată legea, alocațiile să fie dublate. Doamna Șincă, eu cred că toată lumea înțelege că trecem într-o perioadă foarte, foarte grea. Spunea doamna că, așa cum nu se eșalonează plățile și ratele la bănci, și reamintesc că plățile, ratele la bănci s-au eșalonat. Chiar au fost suspendate până la 31 decembrie pentru cei care au optat pentru această opțiune, pentru această variantă. Deci perioada asta foarte grea o suportăm cu toții. Eu cred că responsabil ar fi să punem presiune pe guvern să le plătească această alocații integral și la teren nestabilit. Faptul că doamna ministru al Muncii v-a spus că aproape suntem singura țară care are contracție economică de 4,17%, mărește alocațiile cu 20% și pensiile cu 14%, ceea ce nu se întâmplă în celelalte țări afectate de pandemie, este un lucru excepțional. Și nu pentru că sunt eu membru al Partidului Național Liberal, spun asta, ci pentru că este o realitate care trebuie acceptată. Această cu tot respectul, dar nu este adevărat. În judecată, numai pentru faptul că e o lege aprobată înainte de a intra în această brie sanitară și economică, nu are argument. De ce nu este, domnule Tinel Gheorghe? Respectată legea dacă am fi fost într-o situație normală, într-o situație în care să nu avem pandemie, în care să nu avem contracție. Da, corect, era adevărat. Trebuiau dublate alocațiile, trebuiau mărite pensiile de 40%. Dar când toată economia globală se prăbușește, când sunt contracții în statele membre ale Uniunii Europene de până la 20%. Spania, Franța, Italia. Noi vorbim de o creștere de 14% la pensii și de 20% la alocații și spunem că nu suntem mulțumiți. Mie mi se pare incredibil. Mie mi se pare incredibil o astfel de poziție. Că există o lege. Să vedem, doamna, există o lege dată geamănu de a gândi ce se va întâmpla. Nimeni nu da, a spus în ianuarie că la 15 martie vom intra în stare de urgență. Că vom sta acasă. Un milion și ceva. Fără îndoială, doamne ferește, nu ne gândeam la așa ceva. Legea este în ianuarie. Legea este în vigoare din ianuarie.
în pandemie oficial, conform spuselor guvernului, am intrat în martie. Din ianuarie până în martie ce s-a întâmplat? Că nu era pandemie. Atunci de ce nu s-au dublat alocațiile, conform legii în vigoare? Păi legea în vigoare n-a fost să intre imediat în vigoare. N-a fost aproape să intre imediat în vigoare. A fost stabilit să intre de la 1 iulie, dacă nu mai aduc eu bine aminte, domnule. Deci așa au fost aprobate. Vă aduceți greșit. S-a aprobat bugetul de stat și în momentul în care s-a aprobat bugetul, după ce s-a aprobat bugetul de stat și indicatorii macroeconomici, s-a venit cu dublarea alocației pe bună dreptate. Guvernul n-a dat de unde să vină să spună mai am resurse să vă aloc și bani pentru dublarea alocațiilor. Nu s-a discutat de creșterea de dublarea alocațiilor când s-au pus în problemă sau în dezbatere bugetul de stat. PSD-ul n-a venit cu dublarea alocațiilor. Am înțeles. Atunci nu cred că există nicio problemă că vom da în judecată, nu? Doamna Geamănu, domnule Tinel Gheorghe, haideți să vedem PSD-ul, domnul Titus Corlățean. Ce le spuneți acestor oameni, domnule Corlățean? Dialogul clar trebuie să fie cu oamenii care sunt supărați. Da, da, spune în primul rând că contracția la nivelul guvernului PNL este o contracție de incompetență, de minciună, manipulare și de sifonare a banului public și mă voi explica imediat de ce, pentru că am auzit un șir lung de minciuni din partea reprezentanților guvernului PNL. În primul rând, mă refer la pensii. Un lucru care trebuie să fie foarte clar, o lege odată votată și intrată în vigoare prezintă un drept câștigat. Cine afirmă acum din partea guvernului PNL, doamna Negru de la Muncă, ministrul de la Finanțe care era ieri în război cu doamna Negru de la Muncă, se contraziceau reciproc. Când afirmă că măresc pensiile cu 14%, vă mint, pentru că un drept câștigat e un drept câștigat. Vor tăia pensiile cu 26%. Asta este primul punct. Și voi spune, apropo de resurse, imediat voi da câteva elemente, zic eu, utile. Alocațiile de copil. Alocațiile de copil au fost dublate printr-o lege promulgată de președintele PNL-ului Klaus Werner Iohannis, intrată în vigoare, care a fost imediat amânată ca intrare în vigoare. Asta e o nouă minciună pe care am auzit-o mai devreme. Ea a fost amânată la intrarea în vigoare cu 6 luni de către guvernul PNL prin ordonanță de urgență. Această ordonanță de urgență, știți foarte bine, a venit la Parlament, a fost atacată și Curtea Constituțională a spus un lucru foarte important. Acum câteva săptămâni a demontat și a desființat argumentele guvernului și a spus legea privind respingerea ordonanței de urgență care amâna intrarea în vigoare a dublării alocațiilor de copii este constituțională. Altfel spus, trebuie dublate alocațiile de copil pentru că sunt o lege constituțională. Faptul că guvernanții nu au ca prioritate, și asta este poate cel mai important lucru de spus, nu au ca prioritate nici copiii României și nici pensionarii României, reprezintă o realitate. Acum să vă spun apropo de resurse, se tot vaită aceste personaje și incompetente și care și sifonează banii publici din fondul guvernamental, din bugetul de stat, se vaită că n-au bani. Păi haideți să vă spun un lucru. Aveți idee cât la rectificarea asta de acum câteva zile, câți bani au dat la rectificare? Atenție! Nu pentru pensii, nu pentru salarii, nu pentru infrastructură, ci pentru fondul de rezervă al guvernului, adică banii aia cu care premierul, e fondul de rezervă la dispoziția primului ministru, premierul se joacă cu banii aia, sunt 2 miliarde de lei, o sumă foarte mare, 400 și ceva de milioane de euro. Se joacă și într-o campanie electorală. S-au jucat la capitolul contracte încredințate, la prețuri duble, triple, de 4 ori, de 10 ori la măști și de 100 de ori ca prețuri, da? S-au jucat cu banii statului, banii contribuabilului. Acolo n-au fost restricții, da? Curtea de conturi a spus foarte clar, și nu doar la Unifarm, vă invit să citiți raportul Curții de Conturi, și este doar o parte din fotografie, modul în care au abuzat și au sifonat banii guvernanții PNL, care se plâng că n-au bani de alocații și de pensii. Păi normal că nu au bani, dar au bani pentru clienții lor, au bani pentru fondul de rezervă al primului ministru, cu care să încerce să mai pescuiască, să mai pună presiune pe unii și pe alții din primarii PSD. Vin deci, alegerile, fără îndoială. Asta nu este un argument. Dar legi, toate guvernele, să fim sinceri, au făcut așa ceva cumva înainte de alegeri. Când s-au angajat,
când și-au angajat răspunderea, evitând pentru prima oară în 30 de ani rolul Parlamentului de a dezbate bugetul, de a amenda. Și au venit, știau că sunt două runde de alegeri, au prevăzut banii în buget. Mai mult decât atât, au mințit atunci, spunând, avem banii, vă aduceți aminte de câte ori au spus ambii corifei, și cel de la finanțe și cea de la muncă, avem banii și pentru pensii și pentru alocații de copii. Iată că acum spun că banii n-au dispărut, sunt acolo în buget, dacă erau. Au mințit, n-au prevăzut acești bani, de ce? Pentru copiii României și pensionarii nu sunt o prioritate pentru guvernanții. Haideți să vedem ce ne spun și celelalte mămici acolo prezente, lângă doamna Alina Geamănu. Doamna Geamănu, să le întrebați dumneavoastră acolo în locul nostru, să vedem ce spun, cum se descurcă, ce vor face în continuare. Vă rog. Ce veți face în continuare și ce aveți de gând cu acest proces? Să continui alături de tine și de toți părinții care suntem în procesul acesta. N-am auzit. Ce aveți de gând, ce ai de gând pe viitor în legătură cu acest proces? Cum planifici să continui alături de noi? Trebuie să fim uniți, în primul rând, și sper că o să avem succes. Ce vreau eu să menționez este faptul că cu ajutorul domnului avocat Florin Ionuț Pascu am creat și o asociație care poartă același nume, Uniți ne apărăm drepturile copiilor, și efectiv nu avem de gând să renunțăm orice s-ar întâmpla. Dacă nu este nicio problemă și dacă toate legile au fost respectate, înseamnă că guvernul nu are nicio problemă cu faptul că noi îl dăm în judecată. Ne asumăm și câștigul și pierderea, dar ceea ce nu ne asumăm este să ne dăm înlături. Pentru că copiii noștri merită mai mult și pentru că ajunge bătaia de joc. Copiii noștri nu sunt bătaia de joc a nimănui. Nils, o scurtă precizare, trebuie să luăm o foarte scurtă pauză și revenim să vedem dacă acest demers va avea câștig de cauză, dacă vor câștiga în instanță mămicile dublarea alocațiilor. Imediat. Izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Spală-te des pe mâini și nu îți atinge fața cu mâinile neigienizate. Evită îmbrățișările și strângerile de mână. Folosește plata cu cardul. Evită contactul cu suprafețele comune. Dacă le atingi, nu uita să te dezinfectezi. Și procedează la fel cu ecranul telefonului. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Am revenit în direct, vorbim despre dublarea alocațiilor, despre mămicile care vor face un demers comun, vor da în judecată guvernul pentru a se aplica legea, adică a se dubla alocațiile, așa cum a fost inițial legea promulgată de președintele Klaus Iohannis. O lege care a fost la un moment dat în vigoare, dar nu cu termenul de aplicare. Aici a fost o dezbatere, nici necăr, adică cum arată în acest moment situația. Alocațiile vor fi dublate. Trebuie luată pe bucățele treaba asta. Procesul pe care intenționează să-l pornească asociația aceasta nouă va dura cel puțin 2 ani de zile. Nu cred că justiția în România judecă mai repede un astfel de proces. Între timp însă, legea de respingere a ordonanței de urgență a guvernului se va promulga la un moment dat. În momentul de față, sigur că va ajunge la președinte, președintele o va întoarce, guvernul o va vota din nou, va ajunge din nou la președinte. Important este să treacă alegerile. Deci, practic, ca și termene, nu vom avea, să zic așa, din acest proces de văzut o celeritate mai mare în ceea ce privește plata în sine a alocațiilor. Cu pensiile problema este un pic mai complexă. Cu pensiile în primul rând trebuie spus însă că aceasta tot în ideea adevărului politic, ca să zicem așa, trebuie spus că cu toate că alocațiile pentru copii fără doar și poate sunt foarte, foarte mici în România, decizia opoziției de a introduce această lege imediat după buget a fost, ca să zic așa, un cuțit băgat în rana guvernului după ce guvernul a venit și și-a asumat răspunderea asupra bugetului, lucru care nu s-a mai întâmplat, și atunci
ca să zicem așa, ca o contraofensivă a opoziției, au decis acest lucru. Adică, în alte cuvinte, au fost două lovituri politice care însă au făcut copiii și mamele copiilor, părinții copiilor, ca victime. Vreau să zic două vorbe despre pensie. Pensia, pe de altă parte, lucrurile pe care le spune doamna ministru nu sunt greșite și nu sunt incorrecte în fond. Dar trebuie spuse două lucruri. Unu, bugetul oricărei națiuni, bugetul oricărei țări reprezintă expresia politică, atenție, expresia politică a guvernului, pentru că fiecare guvern, funcție de partidele care constituie acel guvern, își creează niște priorități. Dacă PSD-ul a făcut prioritate din pensie și alocație, sigur că PNL-ul va merge, fiind un partid popular de centru-dreapta, va face mai mult, va avea mult mai interes, mai mare interes în zona de business. Deci o expresie politică, este o decizie politică de a acorda sau nu acorda aceste măriri. Dar mai are o problemă acest guvern, respectiv subiectul măririi pensiilor. Legea aceasta a pensiilor cu cei 40% a fost discutată in extenso în perioada audierii atât a guvernului Orban 1 cât și a guvernului Orban 2, timp în care niciodată nu s-a făcut o afirmație clară că acest 40% va fi aplicat, ba din contră, la întrebările acestea, domnule, legea zice că vom aplica legea, da, dar legea zice 40%, tu vrei să o modifici. Acest lucru deja creează o îndoială dacă are sau nu are de-a face cu situația coronavirusului. Mai este de asemenea și colectarea defectuoasă, dar asta nu e numai acestui guvern, este în general în România, s-a colectat mult mai puțin și de aici și resursele mai mici. Dar pensia nu este ceva ce dă statul. Pensia este banul meu, al cetățeanului Gogu, care în zilele mele de muncă îl pun deoparte, spunându-i guvernului, ține-l tu până ies eu la pensie și la pensie mi-l dai înapoi. Deci nu este ceva ce se dă. Nu este un serviciu social, cum ar fi, de exemplu, alocația. Unde decizia e o decizie socială. Așa e, Nils. Pensia este banul meu. Nu-i scuză faptul că au spus doar că vor aplica legea, nu? Pentru că pensionarii s-au bazat pe acest lucru, s-au gândit de foarte multe ori că legea scria 40% și așa mai departe. Bun. Suntem în această situație, rămâne de văzut când vor ajunge să aplice și acest procent de 40% și încă o precizare și pentru mămici și nu numai de la avocatul domnilor lor. Au dat deja, acțiunea în instanță a fost deja demarată, au dat deja guvernul în judecată, au trimis plângeri către guvern, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii pentru procesul acesta colectiv. Sunt mult mai multe persoane care dau în judecată guvernul României. Așteptăm decizia instanței. Vă mulțumesc că ați fost în direct cu noi și mergem mai departe cu un caz strigător la cer. Pilotul Alex Filip povestește cum s-a întâmplat un accident incredibil în care a fost implicat, a suferit răni foarte grave, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital după ce a fost lovit intenționat de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta. Alex Filip este chiar acum cu noi și l-ascultăm. Fără discuție că drumul acesta din Corbeanca, cel care leagă Buftea de DN1, este foarte, foarte aglomerat, foarte multe mașini. Oamenii sunt din ce în ce mai nervoși pentru că este atât de mult aglomerație, mașini care opresc, mașini oprite, mașini parcate, ca la Iar Maroc. Scurt și foarte simplu, se circula bară la bară undeva în jur de 30-35 de km la oră. Cu un grup de șoferi de mașini ne-am depășit de mai multe ori pentru că, normal, eu având cumva calea liberă pe partea dreaptă a drumului, ne-am tot depășit. Toate celelalte mașini au ales să-mi facă loc și să fie niște șoferi absolut responsabili, să înțeleagă că avem loc cu toții pe drum, fără să ne șicanăm. Ei bine, șoferul în cauză a decis diferit și anume de cele 3 sau 4 ori de câte ori m-a depășit până în momentul accidentului, nu a făcut decât să mă înghesuie din ce în ce mai mult la acostament.
Iar în momentul în care am văzut că mă tot înghesuie și se apropie mașinile care erau oprite pe carosabil, pe trotuar, cele pe care le vedeți în imagine, n-am făcut decât să strig de disperare și să-mi facă loc, pentru că mi-am imaginat că nu o să pot trece în siguranță printre mașinile parcate și mașina care se afla în mișcare, așa încât am strigat, bă, așa, omul s-a enervat pe loc, asta denotă lipsă de discernământ și probleme foarte grave de psihologie, asta poate un specialist ne poate explica. Și n-a făcut decât, precum vedeți, dincolo de orice explicație de-a mea și povestea unui martor, imaginile n-au cum să mintă, pur și simplu a pus frână și a luat de volan așa încât să mă lovească, să-mi acorde o lecție că îl incomodez pentru că mă aflu pe drumul public. Dar precum se poate vedea, de când intru în cadrul acelei camere de luat vederi, era foarte, foarte aproape de mine și motivul pentru care astăzi mi-am rezervat-o pentru a intra în direct, vreau să atrag atenția că un biciclist sau ciclist se depășește la cel puțin un metru jumate. Are nevoie de un spațiu de siguranță, pentru că se poate întâmpla ca biciclistul să dea peste o groapă și să cadă în fața mașinii. Era încă cu cineva în mașină care nu a făcut decât ori de câte ori mă depășea să-mi vorbească ironic, adică tot felul de vorbe din astea, când mă depășea, uite-l bă și pe ăsta, uite bă, nu mai puteți cu sportul și tot felul de apostrofări din astea de care suntem cu toții cumva familiarizați, cei care mergem pe bicicletă. Cred că toți cicliștii din țara asta sau... Da, exact. Practic erau doi oameni plecați de la muncă probabil și erau puși pe glume și m-au găsit pe mine. Până la urmă au reușit să mă facă precum la circ. Era inevitabil, se vede clar pe filmare cum am frânat cu umărul, cu palmele și m-am lovit, ceea ce nu se vede în filmarea respectivă, în fața porții, se află un cap de pod și acolo m-am oprit practic cu ochiul. Frâna finală a fost cu această parte. Din fericire, nu m-am lovit la cap, am făcut toate investigațiile, CT, radiografie, ecografie abdominală. Din fericire, nu am suferit leziuni, însă casca este zgâriată și vreau să insist asupra purtării căștii. Puteam să dau cu capul direct de caldarâm și probabil că deznodământul era cu totul și cu totul altul. La un caz incredibil, șoferul, atenție, a fost găsit și testat de polițiști. Ce riscă teribilistul, ne spune chiar acum Raluca Mândoiu. Bun găsit! Bună seara, șoferul a fost identificat, a fost chemat la poliție și s-a deschis deja dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă, însă rămâne de văzut dacă va rămâne această încadrare juridică în condițiile în care fapta sa a fost săvârșită cu intenție, nu din culpă, cel puțin asta reiese din imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Cu siguranță va mai fi chemată la audieri, iar în funcție de toate probele depuse la dosar, procurorul de caz va decide mai departe dacă va schimba această încadrare juridică din vătămare corporală, din culpă în vătămare corporală sau chiar în tentativă de omor, dacă luăm în calcul faptul că victima putea chiar să își piardă viața în cazul în care nu ar fi avut cască sau dacă s-ar fi lovit de un alt autoturism, ar fi căzut în fața mașinii care l-a accidentat. Raluca Mândoiu, mulțumesc, Nils Schnecker. Ce trebuie să ne arate acest caz? Dincolo de, nu știu, niște șoferi inconștienți care poate de nervi sau au decis să accidenteze un om, să-l dea jos de pe bicicletă? E un sport mortal. Un foarte, foarte drag prieten al meu, ciclist profesionist, Hasan Sert, a fost omorât acum câțiva ani de un șofer pe drumul spre Cernica. Și, din păcate, nu este singurul exemplu pe care îl cunosc. Eu am mers cu motocicleta o perioadă în România și îți spun că și acela este un sport extrem. Șoferii sunt foarte stresați. Stilul nostru de a conduce în România este un stil agresiv. Și atunci, în momentul în care adaugi la asta
și frustrarea care se creează pe drum cu drumurile proaste duce foarte repede la niște manevre și la niște situații pe care, din păcate, le vedem din ce în ce mai des. De la ieșitul din mașină cu bâta până la acest nenorocit de șofer care era pe cale să omoare un ciclist. Nu uităm că este campanie electorală. Intenționat, da. Mai un pic, adică până intrăm într-o campanie adevărată electorală, numai că și această campanie la noi este invers decât ar trebui. Trebuie să dispară de pe străzi. O să vedem bannerele și toate afișele. Acum sunt pentru că au găsit politicienii această portiță. Nu-i amendează nimeni, dar un primar din județul Botoșani face senzație înainte de alegeri. Edilul candidează ca independent, dar a umplut comuna cu bannere în care apare susținut atât de PSD cât și de PNL. Vom vedea imaginile și primarul Marcel Chelariu din comuna Suharău este în direct cu noi din Botoșani. Bună seara! Bună seara, Săruna! Sunteți independent, spuneți. Nu numai că spun, chiar și sunt. Și partidele atunci ce au încercat? Cum au încercat să vă racoleze, să zicem, și cum ați reușit să nu vă înscrieți cu carne de partid? Eu, dacă permiteți, aș vrea să fac câteva precizări pentru a înțelege lucrurile foarte bine. Eu sunt primar din anul 2004, am fost secretarul primăriei 15 ani și din 2004 sunt primar. Am candidat de fiecare dată independent, așa cum candidez și acum. Și am obținut scoruri electorale între 60 și 80%. Cred că acum, în anul 2020, dacă s-a evitat această oportunitate și dacă partidele politice, și nu doar, aici, probabil aici intervine senzația, să spunem așa, dacă partidele politice de aici, de la Suarău, care au organizații, nu doar PSD-ul și PNL-ul, și celelalte, în total, la mine, la Suarău, au depus candidaturi pentru Consiliul Local 9 partide. Din toate aceste 9 partide, doar unul, Pro-România, a depus candidatură și de primar. În rest, celelalte, în afară de PSD și PNL, care și-au asumat bannerul cu mine, celelalte probabil susțin candidatura mea Tăcin. Dar și plecăm de la această independență. Am văzut mai devreme bannerele, pe unul sunteți cu, iată, le vedem chiar acum, Marcel Chelariu cu Fedorovici Doina PSD. Corect. Imediat vă vedem pe un alt banner cu Partidul Național Liberal. Ați schimbat culoarea, aici sunteți tot dumneavoastră. Asta vă rog să înțelegeți, că nu am niciun fel de culoare. Deci nu am culoare, am candidat. Ați schimbat culoarea bannerului, atâta tot vreau să zic. V-au pus pe o altă culoare. Acum sunteți pe albastru, acea culoare liberală. Albastru cu galben. Inițial erați pe un roșu, roșu cu alb. Pe toate culorile, fără doială, cum spuneți dumneavoastră. Dar ei nu se supără unul cu celălalt. Le-a zis, auzi, domnul de la PSD, vezi că o să fiu și pe bannerul cu candidatul PNL? Nu au de ce să se supere pentru faptul că nu eu am inițiat aceste bannere, nu eu le-am făcut. Benele sunt făcute de partide. Deci partidele și-au dorit, sau cel puțin au făcut o analiză și au considerat că ar trebui să la Suarău să susțină candidatura independentului. Mai mult ca atât, este și o situație puțin mai inedită, poate din punctul ăsta de vedere, că domnul Șoptică, candidatul PNL-ului, este consăteanul meu, de aici, de la Suarău. Și în aceste condiții mi s-a părut normal, atât timp cât Partidul Național Liberal nu a depus candidatură de primar, să apar pe bannere cu consăteanul meu. Și de asemenea mi s-a părut normal să apar și cu doamna Fedorovici, care nici Partidul Social Democrat la Suarău nu au depus candidatură de primar. Eu zic că nu este un lucru inedit, ba din contră. Eu vă spun că eu vorbesc cu oamenii în fiecare zi și oamenii din Suarău și cred că în toată România au opțiuni atât de dreapta cât și de stânga. Eu cred că prin independența mea, și eu chiar susțin acest lucru, foarte scurt, haideți să vedem și opinia liderilor. Celor de dreapta să voteze cu dreapta și celor de stânga cu stânga. Să voteze cu stânga, dar poate un pic și cu dreapta, poate se răzgândesc la un moment dat și nu-i nimic rău în asta, nu? Domnule Corlățean, o scurtă concluzie, iată cum este în teritoriu, acolo unde important este omul care sfințește locul. Două scurte comentarii, dacă mi-e permis. Primul, trăim în România și putem să descoperim și chestiuni de genul imparțial ca tot românul, ca tot primarul, și la stânga și la dreapta, ca așa.
mă abțin de la comentarii. Al doilea comentariu, foarte scurt, pentru că îl datoram de la prima discuție, pentru o precizare. Au fost lucruri incorrecte spuse mai devreme. Legea alocațiilor, dublării alocațiilor, a fost adoptată în decembrie de Parlament la propunerea PSD, înainte de buget, de angajare răspunderii. Faptul că președintele a tras de timp și la limită a promulgat abia în ianuarie și imediat, deși avea termen de intrare în vigoare, a fost amânată prin ordonanță de urgență de guvernanții PNL, exprimă cinismul acestei acțiuni. Mai departe, astăzi, numai târziu de astăzi, Parlamentul din nou a respins o ordonanță de urgență a guvernului, care măra cu acest 20%, adică tăia 80% din dreptul câștigat. Vom merge până la capăt pentru dublarea alocațiilor copilului, este un lucru foarte clar. Vă rog, domnule tinel Gheorghe, 20 de secunde. Vă rog, 20 de secunde, vă rog. Că spunând că sistemul public de pensie, în sistemul public de pensie, cetățeanul își depune banii la guvern și guvernul trebuie să plătească pensia. Nici nu că știe că sistemul public de pensie funcționează pe principiul solidarității între generații. Adică eu care muncesc acum plătesc pensia celui care e în pensie acum. Cum voi primi și o pensie de la cel care va fi în câmpul muncii când eu voi fi pensionar?